Salutare! Acesta este sunetul unui animal fericit. Oare ce animal ar putea fi? Sfătuiește-te cu colegii tăi! Ți-ai dat seama despre ce animal este vorba? Este sunetul unei pisici care toarce. Ce-ar putea să o facă fericită încât să toarcă? Vorbește cu colegii tăi. La ce te gândești când vezi această imagine? În ce anotimp crezi că a fost realizată fotografia? De ce? Nu toate pisicile sunt fericite. De exemplu, acestea sunt pisici fără adăpost care trăiesc pe stradă. Dacă întâlni o astfel de pisică, ce-i putea face pentru ea pentru a toarce de fericire? Cum te simți atunci când privești aceste imagini? De ce? Vorbește cu colegii tăi. Cum poți ajuta animalele în anotimpul rece? Dacă ne gândim la toate acele animale care trăiesc pe stradă, mai ales în anotimpul rece, am putea să venim în ajutorul lor prin a le oferi mâncare, adăpost, iubire și grijă. Ce ai mai face tu pentru aceste animale pentru a avea o viață mai bună? Sfătuiește-te cu colegii tăi. Iată un exemplu simplu. Poți folosi o cutie de pantofi sau o cutie de care nu mai ai nevoie. Pentru anotimpul rece e potrivită o cutie din plastic pentru că rezistă la umezeală. Pui în interior un prosop moale sau o păturică și gata! O pui într-un loc adăpostit și cu siguranță cel puțin o pisică va toarce de fericire. Mai ai și alte idei? Vorbește cu colegii tăi și încercați, atât cât puteți, să aveți grijă de animalele străzii. Dacă ai întâlnit o pisică sau un alt animal despre care ai vrea să inventezi o poveste și să folosești și cunoștințele despre cele patru anotimpuri și despre fenomenele naturii, iată un truc simplu. Pe o foaie de hârtie, desenezi în mijlocul paginii un animal. Eu am ales o pisică. Folosești o țiplă sau o folie transparentă pe care desenezi cu un marker permanent elementele specifice anotimpurilor pe care vrei să le folosești în povestea ta. Aici am ales anotimpul iarna. Iată și celelalte două imagini, anotimpul toamna și primăvara. Vezi cât este de simplu? Poți crea această poveste cu ajutorul tuturor colegilor. Poate fi proiectul clasei. Mult succes! Pentru că am vorbit despre cum putem avea grijă de animale în anotimpul rece și nu numai, pentru final, aș vrea să completez următorul enunț și să motivez de ce ai ales acest răspuns. Dacă ai fi o pisică, ai vrea să... Pentru final, îți las câteva imagini cu animale fericite. Fericirea lor depinde de felul în care noi avem grijă de ele.